Mâncați-a suflet, uite ce cățeluș. Da. Nu, că a stat acum o oră, două, știu. Uite. Nu mai zici tu ce-i mai bun. Stă așa ca o zână. Dar ce mai face apoi? Și e tânără. Nu chiar așa de tânără. Da, mă. Pe marginea drumului, un cățel cât o pâine, era, cred că avea 3 kg, și zice, domnule, noi, eu am luat de pe stradă, l-am ridicat din șanț, zice, dacă vreți să faceți ceva bine, dacă nu, iar bine, atâta pot să fac pentru el, să îl iau să duc să caut ajutor pentru el. Și după vreo 3 luni de zile, de încet, încet, l-am ajutat să meargă, dar am stat lângă el permanent, Ciocolata nostru și-a găsit o familie care iubește absolut, e membru al familiei și, practic, noi am schimbat viața. Și Ciocolata a devenit emblema proiectului Nu mă arunca și tu la gunoi. Avem un flyer, ca să chiar și are titlul, Nu mă arunca și tu la gunoi, pentru că probabil pe Ciocolata cineva l-a abandonat, l-a aruncat. Bun, jumătate. Sunt ciobănii germani. Are 5-6 ani tot în astea. Care nu o să mai facă pui de astăzi? Să nu mai am ce să mă rugă la pădure, știți? Cu animalele este o luptă continuă despre suprapopulație. Avem mai multe animale decât putem noi să hrănim, să adăpostim, să adoptăm, să luăm acasă. Marea bătălie se dă ca să limităm posibilitatea de ca ele să se mulțească necontrolat și să limităm suferința care derivă din această mulțire necontrolată. Și vedeți și dumneavoastră că avem zilnic cazuri de căței loviți, abandonați, abuzați. Asta vine ca consecință faptul că noi avem mult prea mult decât putem să ducem. Și nu numai noi românii. Situația este globală. Avem la dispoziție Spitalul Veterinar Central Hope, care este un spital deschis tuturor și în care se regăsește, se desfășoară poate cel mai intens program ABC, Animal Birth Control, din România. Aici se sterilizează între 400, 500 și 600 de animale pe lună. Pe lună. Fiecare lună. Asta facem în acest spital. O parte din activitatea noastră reprezintă această muncă de controlare, dacă vrei, de control uman, pentru că este singura metodă de a preveni suprapopulația. Deci această intervenție de sterilizare previne 100% nașterile de căței și pisicei nedoriți. Ați întâlnit și oameni care zic că nu vor să-și sterilizeze animale, că așa l-a lăsat Dumnezeu și să trăiască așa? Ba da, este și acești oameni. Trebuie să spun că s-a îmbunătățit situația de-a lungul anilor, pentru că noi, dacă am făcut asta continuu, noi am luat pulsul oamenilor și chiar vorbim de România reală, din ce în ce mai puțin oameni spun asta, din ce în ce mai mulți oameni realizează pericolul și problema, sigur că da, amână momentul, dar în continuare persistă problema asta. Primordial pentru acest spital este ca animalele să fie luate acasă. Înțelegeți? Deci ca munca noastră să aibă o finalitate. Am pus la bătaie zestrea mamei. Aici era, a fost bunica mea și aici am copilării și noi și bineînțeles am născut mama și frații și ei. Și aici erau, pentru că bunica murise, aici nu era nimic. Erau bălării, nu te vedeai, nu se vedea călărețul din ele. Și am zis că trebuie să facem aici, că nu ne permiteam în oraș, erau așa. Și am făcut acest spital cu gândul să facem ceva mai mic. Suntem un spital deschis tuturor animaluțelor, indiferent de ce condiție socială au, că sunt orfane, că sunt lovite pe stradă și așa mai departe, că aparțin unor familii fără posibilități materiale, noi încercăm să ajutăm. Asta este scopul acestui spital și acestui proiect. Este foarte greu să lucrezi cu animalele, cu emoțiile oamenilor, animalelor,
cu bolile în sine nu e foarte simplu și de aceea am creat acest loc în care încercăm să facem posibil imposibil. Și avem niște rezultate foarte, foarte, foarte speciale. Avem, știu eu, căței cu aproape desfigurați, căței arși, căței abuzați, căței abuzați pe care i-am recuperat și pe care la momentul ăsta îi putem vedea în poze pe Facebook din familiile lor. Vă spun niște povești excepționale. Avem căței care nu aveau pic de piele pentru că fuseseră arși și care acum stau pe canapea, știu eu, poate moțe. Avem cazuri foarte multe de căței bungi în saci, la gunoi, în râu, la gunoi. Știți cum există și un sentiment de la poate îi găsește cineva la gunoi. Mai am o poveste care m-a marcat, a venit un cetățean odată cu niște, un cățel la vaccin și zice, domnule, vreți să vă spun povestea vieții mele? Deci omul mi-a spus așa, acum 5 ani eram o brută, puteam să rup o pisică în două imediat. Deci eram o brută, era omul despre el. Și într-o zi s-a dus să ducă gunoiul. Și gunoiul mișca ceva. Erau trei căței, nu știu, poate aveau 10 zile, 5 zile, pe care omul ăsta care era o brută, i-a luat de acolo, i-a alăptat cu biberon. Iar acum, când pleca de acasă, se urmărea pe camere să vadă ce se mai întâmplă, care cum se mai împacă și așa, și care mi-a zis, domnule, dacă văd acum pe unul că, știu eu, lovește un animal, ce mă transform în bruta care se îndreaptă împotriva omului. Multe dintre ele sunt niște povești care sunt despre cum animalele schimbă viața oamenilor. Dar radical. Dă-ți eu ce față are. Ce față are. Ce față are. Am avut un băiat odată aici, care a venit cu probabil prima și singura pisică din satul lui, care are nume. Era pisica pe nume Ramona, care venise cu un picior fracturat, iar copilul care era 13 ani, 14 ani, venit, dom'le, pisica mea era mâna, are un picior fracturat, puteți să mă ajutați? Păi copilul ăla, categoric, nu există să-și poată să discutăm de costul la veterinar cu copilașul respectiv. Și atunci am activat imediat proiectul nostru social. Asta în mod special? Pisicuța asta lipsesc bucăți importante din lăbuță. Și a venit o fată care zice, eu vreau să o țin, dar eu n-am bani să stea pisica la doctor 3 luni cât o să stea ea. Plus fracturi, plus tu ce. Și noi am operat și am zis că o să ține la noi. Prințesa o cheamă? Prințesa e. Deci prințesică e. Are și 6 pui. Pe 23 fetele fac 5 luni și le aduc. Le aducem și fără să le sterilizăm. Da. Eu vânt un ori, sterilizez tot ce pot de la toți vecinii care solicită ajutorul. Noi care vin la noi cu prințesa. Păi da, așa e. Păi băia din profil. Nu. Așa nu mă. Prințesa frumos, merge cu mașina. Ia, prințesa. Așa mă mică, așa. Doamne, ce cățel! Povestea unei doamne din Anglia, care la 1917 a înființat primul dispensar veterinar social, care era format dintr-o căruță, pur și simplu, care oferea asistență veterinară cățeilor din Londra. Ei bine, cu trecerea anilor peste 100 de ani, acum câțiva ani, acest proiect al doamnei a înființat al 50-lea spital în Marea Britanie, care oferă asistență veterinară cățeilor și pisicilor din medii sociale nevoiașe. Și chiar la un moment dat, acest proiect fondat de doamna Maria Deakin a fost cel mai mare angajator veterinar din Regatul Britanic. Vrem să facem în România măcar 7 spitale veterinare cu profil social în marile regiuni ale țării și unul la Chișinău. Vorbim de animale în suferință. Aici nu vine nimeni să... Așa, nu e vorba de un adăpost, nu e vorba de joacă cu căței, care este foarte bună, nu mă înțelegeți greșit. Este foarte bună. Aici, fiind destul de tehnic, sunt animale în suferință, în diverse
forme de suferință, animale sângerânde, animale care plâng pur și simplu de durere. Visul meu, să avem un spital ca acesta sau în acest stil în toate regiunile mari ale țării, unde oamenii cu siguranță au nevoie și ne scriu în fiecare zi. Când veniți la Vrancea, când veniți la Botoșani, da la Iași, da la Cluj, da la Timișoara. Ne găsiți pe Facebook, pe grupul de susținere care se cheamă foarte simplu Pune 10 lei la treabă sau pe pagina proiectului care se cheamă Homeless Animal Hospital. Bineînțeles, mai există o posibilitate de a ne ajuta prin donații cu cardul. Pe Bursa Binelui, proiectul se cheamă Homeless Animal Hospital. Este foarte ușor de găsit. Cine dorește, e binevenit să ajute.